Oameni buni, două nume mari ale scenei românești se pregătesc să-și spună povestea, așa că mă grăbesc să invit lângă mine pe tătuțu George Mihăiță și pe regizorul Angel Damian. Regizore, nu știu câte oară în ultimele 3 săptămâni. Tătuțule, bine ai venit la emisiune. Ce face tătuțul? Cum merge treaba? Bine, profităm de o pauză acum. Să luăm un loc pe canapea. Să luăm un loc pe canapea. Nu știu cum să mă port, am impresia că mai am niște secvențe din film eu. E foarte periculos. Adică nu vreau să greșesc un pic aici. În același timp, tătuțul este un actor și un om senzațional. Rădăcini bun ca pâinea caldă. Rădăcini și în Oltenia, acolo, la, de unde sunt și eu, de la Târgu Jiu, mai ales că locul unde am copilărit la Glodeni, Bălănești, acolo ne e foarte cunoscut. Tu nu știi povestea, nu? Nu. Copiii mei, cei mici, băieții mei cei mici, sunt jumătate târgujieni, ca să spun așa. Mama lor e din Târgu Jiu. Și de aia s-au întâlnit târgujienii. Și Horațiu, târgujieni. Și Horațiu, mă, și Horațiu, da. Și Sergiu Nicolaescu era din Târgu Jiu. Ce să mai... Capitala culturii. Eu mă bucur mult că sunteți astăzi alături de noi, pentru că oamenii în seara asta ce văd tătuțul la televizor? Vor vedea poate cel mai tensionat episod, cel puțin pentru tătuțul, din cele 13. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar cred că cel mai important, după cum mi-au spus atâția telespectatori, mai bine nu ne spuneți, lăsați-ne să vedem noi. Oricum, Sergiu, Micu, Pelicanu, mă supără cel mai tare în episodul 13. Și s-a creat deja un val în online, pentru că, după cum știți, episodul e dat cu o săptămână înainte pe voi și foarte mulți l-au văzut deja, pentru că, bineînțeles, sunt așteaptă cu nerăbdare. Și, mă rog, îl vezi acolo și... cam coadă, știi, îl mai vezi încă o dată, mai dai înainte, mai dai înapoi. Ce vreau să spun este că tătuțul va suferi îngrozitor atât la propriu cât și la figurat în acest episod. Aoleu, tătuțu. E posibil să-l vedem pentru ultima oară pe tătuțu, nu zic mai multe, nu vreau să dau spoilere. Acum, de asta am și venit astăzi la tine. Oricum, ca să... 13 episoade, o bucurie. Vreau să spun așa. Dar 13 se pare că poți să fie și cu ghinion, adică tătuțu. Da, asta zic, 13... Tot ce se poate. Vreau să vă spun, eu după atâta experiență, de când am început meseria asta, nu mi s-a întâmplat să... Dacă eu am succes, da, să zic, cu personajul pe care îl interpretez, în foarte mare parte datorez Liei Bugnar. I-am spus că o iubesc, scenarista, alături de Angel Damian. Pentru că dacă n-ai o scriitură foarte bună, eu am refuzat multe lucruri pe televiziune. Știi și tu că și tu mai m-ai chemat de atâtea ori. Tătuțu, da, nu, da, era... așteptam să... Știi cum e un actor... trebuie să spună ceva când vine. Nu poți să vorbești numai din amintiri. Adică dacă tu dacă nu simțeai tătuțele rolurile alea, nu vrei să te bagi. Adică nu doar de dragul de a fi scritura e, scritura e tot. Pentru un actor e totul. Și, exact. Hai să vă citesc ceva. Spune, vorbește tu până îmi pune ochelarii. Ca să... Practic, șansa mea imensă în legătură cu acest serial a fost ca pe fiecare departament în parte să am cei mai buni oameni care puteau fi pentru acel rol efectiv, că vorbesc de actor sau că vorbesc de echipă. Și de la scenarist, de la Lia, de la director de imagine Zona, la producător Delia, la actor principal George Mihăiță, Carmen Tănase, Șerban Pablo. Să-i pui în... Da, până la urmă, un regizor asta trebuie să facă. El așează niște piese pe o tablă de șah și piesele fac ce știu ele mai bine. Și eu am făcut asta împreună cu echipa, am așezat cu toții împreună piesele și iată că a ieșit... Dar știi ce mi se pare mie foarte tare? Eu când ai terminat facultatea de teatru, îi spuneai lui George Mihăiță că e tatăl tău de acolo, din teatru. Tătuțul, da. Era atunci când ai terminat facultatea. Totul e ciclic, totul e ciclic, e incredibil. Și cum te simți tu acum când știi că oamenii ăștia respectă directivele pe care le dai tu ca regizor? Strictețea. Mie mi s-a părut... O să vă povestesc prima noastră întâlnire în legătură cu serialul Clan. Pentru că hai să citesc eu, că de fapt prima noastră întâlnire a fost un mail. Da? În februarie. Noi în mai am început filmările. Iată ce-mi trimite. Nu știi care mail-ul să... Mail-ul meu. Surpriză. Vă trimit așa. Angela a trimis mail-ul? Ce dată e? 17 februarie. N-am spus-o eu, tu ai spus-o, deci e adevărată. Vă trimit, așa cum am discutat, câteva secvențe din serialul și informații despre personaj. Personajul se numește Bebe Udrea, zis Măcelaru. A fost măcelar în comunism și de aici i s-a așezat porecla. Bebe este liderul clanului. Un clan specializat pe trafic de droguri și contrabandă internațională cu țigări. Atenție aici! De ce m-a ales el pe mine? Unul din motive. Tipologia mafiotului iubibil. Care,
mi-a spus, domne, eu vreau, m-am gândit la un personaj care să fie iubit de telespectatori. Chiar dacă e mafiot. Chiar dacă e mafiot. Pentru că Dumnezeu îți are acest talent uimitor să te facă să zâmbești cu, prin simpla lui prezență. Și atunci am zis, domne, mafiotul ăsta face niște lucruri atroce, îngrozitoare, dar el este un om, el trebuie să fie privit în ansamblu, sunt nuanțe, nu e bun sau rău, noi nu facem un serial cu personaje care sunt tipologic bune sau rele, sunt complexe. Da. Cine este actorul care ar putea să te facă să zâmbești? George Mihaiță, tăind un deget. Dar. George Mihaiță, legenda, și tătuțule, cum ai voce acolo în film, asta iară mi se pare foarte tare. Faci o că mi se pare că compoziție. Total, da, exact, compoziția e complicată, nu? A fost greu de lucrarea. E foarte grea, dar eu nu m-am trezit cu personajul ăsta dintr-o dată, pentru că mi-era foarte greu. Am avut, ca să spun așa, o școală a rolurilor negative pe teatru. Deci eu am jucat într-o piesă, Poker se numea, unde jucam tot așa un interlop, dur de tot. Când spuneau oamenii, tu cum ești? Și după serial, după primele episoade, domne, de fapt, tu care ești adevărat? Ăla bun care ne arăt nouă sau ăla din film? Da. Eu sunt cel care îl vedeți în personajul respectiv. Am stat de vorbă cu cineva vreo 10 minute, zice, domne, nu te supăra, stăm de 10 minute, tu ești om bun, cum ești așa rău acolo? Da. Deci personajele, eu rolul, să mă ierte telespectatorul, eu premiul un iter l-am luat cu un pușcăriaș, Casa Zoică îi se chema. Deci tot un interlop, am avut școala asta a rolurilor negative. Respective. Da. Dar e foarte multă pregătire. Cu voce așa, cu timbru, cum era? Păi eu spun, da, facem o replica mea, da. Și cu finalul care era acolo, îl faci. Da. Ești interlop, să zic că ești omul meu. Da. Măruță, eu ți înțeleg durerea ta și prostia care ai făcut-o și care n-am cum să nu te belesc. Imediat. El a vrut-o. Imediat, băi, n-aveai cum, adică era tătuțul direct. Dar hai să spun cel mai frumos compliment. Am atunci și cuțitele de pe aici, când mai aveam și cuțite. Da, hai să spun. Adică după voce, imediat, pac. Cel mai frumos compliment. Ca să vezi eu vă respect și vă iubesc din toată inima. Am observat. Exact, când ai niște oameni care sunt așa legende pentru teatru românesc, pentru filmul românesc, mi se pare fabulos și incredibil. Primim complimente în urma rolurilor care le facem la viața noastră și, de exemplu, la Tătuțu, pe lângă faptul că lumea pe stradă nu îmi zice niciodată Mihăiță, Tătuțu sau Bebe, sau domnul Bebe, mi-a zis cineva, dom'le, ești ca un imigrant, vorbești altă limbă decât noi. Sau mi-a zis unul, dumneata la cimitir, zic, aoleu, a văzut serialul lui, îi place, dumneata la cimitir o să mergi Tătuțu. Tătuțul, da. Ce înseamnă dar un rol pe care se spune amprenta. Să primești rol de la un compliment de la un coleg de platou, de la o mare actriță, care este Carmen. Carmen Tănase mi-a spus, măi George, vreau să-ți spun ceva. Eu sunt fanul tău numărul 1. Ea, la cât de mare este ea, a avut generozitatea să-mi spună lucrul ăsta. Astea sunt lucruri care te fac să mergi mai departe cu dragoste față de telespectator, față de echipă. Iubesc echipa asta, se vede că e rodată. O iubesc pentru că m-au primit ca într-o familie, m-am dus ca într-o familie, am oferit ce mai frumos în persoana mea echipei și de-aia există un tot unitar. Hai să spun ceva. Producătoarea se emoționează și mă emoționez. Păi sigur că da. Aveai unul de gât așa. Da, păi da. Cum să nu te emoționezi când mă raportez și eu într-un fel la Tătuțu, când văd, când revăd. De exemplu, în seara asta ne vedem împreună la Casa Bebe, la casa mea, să vedem episodul 13. Să vizionăm împreună cu toată echipa. Să vizionăm. Producătoarea. Atenție mare, Delia... episodul 13, ultimul episod din primul sezon, Clan, în seara asta la Pro TV, să nu uitați. Da. Zim și apoi trebuie să-mi spui, George, Mihăiță, ce complimente a făcut Bănel Nicoliță? Are mai de mult, știu o poveste. Am mai spus-o. Voiam să spun că primul care mi-a semnalat succesul rolul meu în rolul lui Tătuțu a fost el. Anghel? După primul episod, ți-ai găsit, George, ți-ai găsit fani. Cei care montau
cei de la montaj, ceea care într-un fel sunt și regizori și... care te văd, ceea ce telespectatorii nu văd, și în dublele proaste, care e cea important. Tu ești bine pentru produsul final, dar ei văd întregul, văd și dubla bună și dubla proastă. Și dacă ei te iubesc și așteaptă, de-abia așteaptă să caute, pentru că găsesc nuanțe diferite de la dublă la dublă și stau și văd, poate e mai bună asta, poate e mai bună cealaltă, și împreună se nasc discuții care dublă să o alegem. Când se întâmplă asta, știi cu adevărat că ai câștigat rolul. Că ești... Îți repet. Oamenii, mulți oameni de televiziune, nu ne cunosc pe meserie, pe teatru, că nu vin, din N motive. Mai ales regizorii de film, da? Și de, chiar și de televiziune. El m-a văzut, fiind coleg cu mine la teatru de comedie, el m-a văzut și în celelalte roluri. Și în poker, și atunci el a zis, da, și atunci mie asta îmi trebuie, asta, și s-a zbătut. Mi-a spus că n-am dat casting. Și a trebuit, mi-a spus, formalitate să trimitem la cehi. Să la Praga. Vadă, da. La Praga. Și au văzut și cehii l-au întrebat, dar cine e George Mihăiță ăsta? E un fel de Robert De Niro. Și cum asta explici? Spun. Cum explici? Da, care exact, e echivalent? Robert De Niro, Al Pacino, acolo. Vă spun așa, eu am intrat cu emoție în rolul ăsta. Pentru că e un rol atât de greu, e pe muchie de cuțit, e un rol de compoziție, nu e așa ușor. Eu am mai auzit ceva, că indiferent câtă experiență aveți dumneavoastră în teatru și că intrați și dintr-o vorbă de asta îi cuceriți pe toți, sunteți unul dintre cei mai muncitori oameni acolo. De departe, deci nu, adică se, în clasamentul ăsta nu există, din punctul meu de vedere. Deci, nu există în orice zi vii la... Asta mi se pare foarte tare, Manghe. E incredibil. Deci, Dita mai vedeta. Asta responsabilizează. Cel mai bine și tu ești cel mai pregătit. Și ești vedetă. Ai început un rol nou, ui, de la zero. Nu ești. Deci nu există atunci zi, deci orice... Pe platou se și stă foarte mult. Schimb lumina, se schimbă camerele între ele. Și actorul așteaptă. Sunt multe momente în care așteaptă. În general, actorul care așteaptă își găsește câte o mică distracție, da, ca să mai vorbește cu un coleg, mai un banc, mai o glumă. Domnul Mihăiță se retrage într-un colț, își ia un scăunel, își ia textul și îl vezi acolo cum vorbește singur, pe muțește ca să nu deranjeze. Și este o imagine spectaculoasă să vezi un actor uriaș care minut de minut își șlefuiește practic meseria. El lucrează constant, că zici, domne, e foarte talentat. Talent e cu carul, dar e o muncă care foarte greu cuantifici și telespectatorii trebuie să înțeleagă că așa se întâmplă, așa se petrece când rolurile sunt într-adevăr desăvârșite. Eu m-am convins de-a lungul anilor că nu poți face performanță fără muncă. Și tu știi, să nu-mi spui mie că tu nu muncești la ceea ce faci, la construcția asta a ta de mare succes. E muncă și iarăși muncă. Așa muncă. Nu. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi astăzi și vreau să le spunem oamenilor foarte clar, în seara asta episodul 13 din sezonul 1 Clanul și sper, acum nu știu, să vă vedem și în următoarele sezoane, acum cum a dat Dumnezeu. Deocamdată eu mă bucur de cele 13. Să vedem dacă 13 este cu ghinion sau nu. Deci... În orice caz, vom face o căsuță poștală dedicată mesajelor pentru tătuțul, în caz că nu îl veți mai vedea pe mai departe, să transmiteți mesajele, să le ducă pe lumea cealaltă. Și ne bucurăm de prezent. Avem episodul 13 din Clanul. Și vă aștept la teatru de comedie. Vă aștept la teatru de comedie. Acolo tătuțul e 100%. Deci la teatru de comedie. Eu promit acum telespectatorilor că mă întâlnesc în fiecare vineri la ora 21, vis-a-vis de universitate, sunt statuile. În spatele statuilor e străduța Toma Caragiu. Da. Eu voi fi cel puțin o perioadă acolo la ora 21 să mă întâlnesc cu fanii, deci, Clanul vinerea... atenție, local se numește Jos Pălăria. Deci la ora 21, la ora fiecare vineri voi fi acolo. Atunci deci știi ce ai de făcut vinerea asta? Exact, să bem pahar de vin, o bere cu tătuțul. Mulțumim mult de tot și respect încă o dată. Anghel, mulțumim mult de tot. Și eu mulțumesc.